Bună ziua, doamna Gabriela, și rea bine ați venit în studioul nostru la PS News. Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Prima oară, spune, de când sunteți, practic, candidatul oficial al Partidului Social Democrat. Lucru care nu s-a întâmplat de foarte mult timp și atunci prima întrebare pe care v-aș adresa-o este următoarea. Cel puțin la nivelul vizual și al sondajelor la care noi am avut acces, sunteți principalul favorit. Aveți câteva procente în aproape toate sondajele în fața principalului contracandidat, cel al PNL-ului, domnului Ludovic Orban. Întrebarea ar fi în acest context, de ce nu s-a întâmplat, e adevărat, numai la PSD, s-a întâmplat și la PNL, dar de ce candidatura noastră a fost anunțată față de alte campanii atât de târziu, nu doar la noastră, repet, ci și la celelalte sectoare, și pe București, având, repet, în vedere și faptul că totuși stăteați mai bine și putea fi poate un avantaj strategic să veniți oficial în fața electoratului și să și furați startul, să spunem așa. Aveți perfectă dreptate, analiza dumneavoastră este corectă. Noi am avut o intenție, un proiect care, din păcate, nu s-a finalizat așa cum ne-am fi dorit. Președintele PSD, domnul Dragnea, a dorit să prezinte în fața bucureștenilor o echipă care provenea din cabinetul Ponta. Pentru că prin această modalitate doream să arătăm bucureștenilor cât de importantă este capitala, cât de mult apreciază Partidul Social Democrat faptul că trebuie să tratăm cu seriozitate și cu mult profesionalism și bună credință obiectivele ratate din capitală și în acest fel să aducem cei mai buni oameni, cei mai performanți pe care îi are PSD la ora actuală și care se bucură de notorietate, dar mai mult decât atât, de încrederea publicului și care au validat experiența lor în actul administrativ de la guvern. Din păcate, foștii miniștri au declinat oferta politică a domnului Dragnea și nu au dorit să intre în această competiție. Au fost câteva săptămâni în care s-a tot încercat conturarea acestui proiect. Nu s-a reușit și atunci a trebuit să începem practic de la zero analiza noastră în ceea ce privește candidaturile pentru cele 6 sectoare, deoarece în ceea ce mă privește erau deja în lucru mai multe analize. Nu vă ascund faptul că ne-am bazat firește și pe cifrele din sondaje care reprezintă până la urmă o apreciere cantitativă, dar mai mult decât atât, cred că aprecierea calitativă este cea determinantă și în afară de scorul din sondaje pe care l-au candidații noștri pentru București, dar și pentru restul țării, a contat foarte mult analiza în ceea ce privește programul, proiectul, măcar câteva linii esențiale ale fiecărui candidat, CV-ul său, background-ul său, în ceea ce privește corespondența acestuia cu criteriile noastre de integritate, precum și capacitatea acelor persoane de a interacționa, de a dialoga, de a avea o relație directă cu acea comunitate pe care o reprezintă. Nu vă ascund faptul că și dumneavoastră știți, există în România foarte multe persoane notorii, dar asta nu înseamnă că acelea au Foarte și fabuloase cuvinte. capacitatea de a discuta cu cetățenii, de a le oferi soluții, de a empatiza cu problemele lor. Știți foarte bine că nu întotdeauna notorietatea este cheia Nu succesului se în poate converti politică. în Ea vot. trebuie completată de mult mai multe aspecte care conturează în final portretul robot al unui candidat. Acesta este motivul amânărilor. Apropo de chestiunea aceasta notorietății și a capacității de a atrage voturi și pe seama ei. Legat de persoana dumneavoastră, cât de vulnerabilă credeți că este într-o campanie electorală, precum cele cu care ne-am obișnuit, multe dintre ele murdare, care au fost în trecut, o femeie și dacă vă așteptați și la anumite prejudecăți pe care va trebui să le depășiți din mintea unui anumit segment de electorat, lucruri care să fie poate nu neapărat aturi în lupta aceasta politică. Vedeți dumneavoastră, noi suntem în micul Paris, marele Paris are la cârma sa o primăriță doamnă, femeie și tot de stânga. La Praga este tot o primăriță, la Barcelona de asemenea, dar nu trebuie să ne raportăm neapărat la aceste exemple care sunt foarte bune și mă avantajează, ci la faptul că, deși sunt foarte nouă în politică,
aproape 4 ani de zile. Am experiență în această zonă prin prisma faptului că am lucrat peste 20 de ani în presă, în domeniile economic, social și în ultimii ani și politic. Nu a fost doar o tangență cu acest domeniu, ci a fost o posibilitate zi de zi de a mă informa, de a mă documenta pentru realizarea interviurilor, pentru realizarea unor anchete, editoriale, documentare de presă. Sunt convinsă că atacuri vor exista, unele dintre ele nu foarte elegante. De altfel, în ziua în care am avut Comitetul Executiv Național și am fost anunțată în calitate de candidat validat, unul dintre competitori a ieșit la televizor și a spus că nu îmi dă foarte multe șanse pentru că nu crede că bucureștenii vor vota o femeie și care nici nu are background politic și administrativ. Faptul că sunt femeie nu pot să schimb, așa m-a lăsat Dumnezeu, dar celelalte lucruri pot să le schimb și cred că în bine, deoarece nu cred că este un mare avantaj pentru un candidat dacă vine și anunță că are experiență în administrație, iar în acea perioadă nu a făcut foarte multe lucruri bune, ba chiar deloc. Mai mult decât atât, dacă activitatea sa din administrație este legată de niște decizii controversate pe care le-a luat municipalitatea la acel moment. Nu vreau acum să dau exemple concrete pentru că s-ar considera că este un atac din partea mea și am promis la debutul precampaniei electorale că din partea mea nu vor veni niciodată atacuri. În schimb, dacă voi fi criticată sau mi se vor aduce tot felul de acuze nedrepte, voi riposta, pentru că este normal. Dacă nu ripostez, înseamnă că ceva tot este adevărat. Și e normal ca publicul să aibă ambele variante. Și ce spune un contracandidat de-al meu care vrea să mă umilească în public, vrea să mă atace, vrea să mă erodeze și varianta mea. Publicul decide până la urmă. Ți-a anticipat un pic o altă întrebare pe care doream să vă adresez legată de tipul de campanie pe care o să-l duceți dumneavoastră și la ce vă așteptați. Pe de altă parte, înainte să fiți candidat, ați fost purtător de cuvânt al PSD-ului. O postură în care a trebuit să fiți vizibilă și până la urmă, că ați vrut, că n-ați vrut, să și atacați politic anumite greșeli, anumite lucruri. Asta e urma întrebarea și poate o mai nuanțăm un pic. Totuși, cam ce tip de abordare în campanie și poate și în precampanie intenționat să aveți și la ce vă așteptați din partea adversarilor noastre? În cele 2 săptămâni de precampanie în care s-au scurs până acum și am observat așa că se conturează anumite linii de atac, vreau să vă spun și puteți verifica în mass media, există acum arhivă electronică, am promovat un discurs foarte pacifist și mi-am consumat timpul pe care l-am avut la dispoziție atât în întâlnirile cu reprezentanții presei cât și cele cu cetățenii pentru a-mi prezenta propria mea viziune în mare, pentru că nu vă ascund faptul, noi lucrăm acum la programul de guvernare locală, așa îl numim, împreună cu mai mulți specialiști pe toate domeniile de activitate care țin de responsabilitatea municipalității și în scurt timp vom prezenta public acest program, de aceea foarte multe detalii nu aș vrea să vă dau, nu de alta, dar nu vreau să vă dau toate secretele noastre, pentru că s-ar putea inspira contracandidații din programul meu. Rămânem interviul de azi pe zona aceasta precampanie. Sigur, și a lucrurilor. Sunt deschisă ulterior să avem o discuție cât se poate de concretă pe cele mai importante probleme ale capitalei. Repet și concluzionez ca răspuns la întrebarea dumneavoastră, mi-aș dori să fie până în final așa o campanie în care vedeta principală, personalitatea majoră, să fie proiectul pentru București al candidaților și nu personalitatea lor, familia lor eventual și atacuri care deja au început și în subteran și în suprateran în legătură cu cei care candidează, atacuri pe care eu nu le consider corecte, deoarece dacă vrem totuși să mergem către Europa din toate punctele de vedere, ați văzut că acolo, în primul rând, că se întâmplă ceea ce va fi și la noi acum în campanie, că nu mai există posibilitatea să influențezi alegătorii prin daruri pe care le faci. Singura posibilitate este aceea de a oferi pliante, flyere, tipărituri prin care să-ți prezinți proiectele, programele și intențiile tale. Și de asemenea, într-adevăr, sunt campanii dure și în Europa și în Statele Unite, dar după cum ați văzut, există întotdeauna o limită și există întotdeauna un duel pe teme, pe problematici
și nu în ceea ce privește atacuri care se referă la sexul candidaților și la familia din care provin, la alte aspecte personale. Acum, dacă tot rămânem în sfera aceasta campaniei, ați finalizat echipa de campanie? Aveți consultanți? Aveți nume din piața din România? Lucrurile acestea au fost totdeauna interesante de pe margine, așa, și oamenii au comentat, înțeleg, inclusiv contracandidați de dumneavoastră sau nu neapărat de dumneavoastră, dar cel puțin pe la sectoare, că lucrează cu oameni care în trecut au fost în alte tabere, au avut poate alte viziuni. La dumneavoastră cum e din acest punct de vedere? Aveți perfectă dreptate, așa se întâmplă și am urmărit și eu cu interes acest subiect. Echipa mea în acest moment este cea politică, pentru că mă sprijin pe organizația PSD București, sunt președinte interimar al acestei organizații, pe structura organizației femeilor social-democrate, tinerii PSD și de asemenea seniorii social-democrați. Și în ceea ce privește aspectele tehnice, trebuie să dați dreptate aici. Mă bucur de un mare avantaj pentru că am lucrat foarte mult în presă și nu cred că se pune problema la mine să mă ajute cineva să-mi scriu o declarație sau să-mi scriu un comunicat, ori să îmi pregătesc o apariție media. Deci din acest punct de vedere, singură și cu 2-3 consilieri pe care i-am avut și la cabinetul parlamentar, pot să acopăr această problematică. În perioada următoare, dacă va fi nevoie de serviciile unei agenții de marketing politic, de publicitate, cu siguranță vom apela, dar până acum nu a fost nevoie. Înțeleg. Ați spus că, de fapt, în spatele noastră, cel puțin în momentul de față, este echipa structura de la partid politică, sau structura politică. Da. În cazul ăsta am avut nevoit să mă întreb ce implicare va putea avea, de exemplu, domnul Liviu Dragnea în campania Gabrielei Firea. Domnul Dragnea a spus de la început că ne susține pe toți, și pe mine și pe ceilalți primari din întreaga țară, că și-ar dori foarte mult să avem un rezultat bun, pentru că acesta s-ar răsfrânge asupra motivării tuturor membrilor și simpatizanților noștri pentru a avea de asemenea un rezultat mulțumitor în noiembrie, când vor fi alegerile parlamentare și când, în urma scorului pe care l-am putea obține, am avea posibilitatea să formăm guvernul, deoarece ne-a spus că nu va ezita nicio secundă să fie alături de noi în apariții publice, să ne susțină, să ne motiveze atunci când ne este mai greu, poate să ne dea un sfat, pentru că are mult mai multă experiență și decât mine și decât ceilalți candidați de la sectoare, care, așa cum știți, sunt la început, și decât foarte mulți candidați din țară care sunt începători. Nu sunt oameni care au trecut prin foarte multe mandate, aceia nu cred că vor veni neapărat să ceară sfaturile de la centru. De multe ori este important suportul moral și mai mult decât atât, au fost în trecut experiențe în care candidații și de la PSD și de la PNL nu au fost susținuți în totalitate nici măcar de propriile partide și rezultatele s-au văzut, pentru că este dificil să reprezinți un partid, dar nici măcar el să nu te susțină cu toată forța, cu sinceritate, cu toate structurile, cu toate motoarele, și cred că vă aduceți aminte la ce vă refer. De această dată simt că toți colegii noștri, poate cu mici excepții, sunt alături de candidați și își doresc ca noi să câștigăm, nu pentru noi personal, ci pentru a face lucruri bune și în administrație, așa cum s-a dovedit și recunosc chiar și adversarii noștri, am realizat la guvernare, prin guvernul PSD-UNPR-ALDE. Sunteți o echipă și, până la urmă, o ofertă pentru București. Mă refer la dumneavoastră și la candidații pentru cele 6 sectoare. Cu unii dintre acestea însă aveți o relație mai veche și mai deosebită. Mă refer aici în principal la domnul Negoiță de la sectorul 3. Dânsu, pentru că am vorbit un pic mai devreme de domnul Dragnea, dânsu, în urmă cu nu foarte mult timp, a arătat să fie așa elegant și oarește diferențe de opinie față de președintele partidului. Această relație mai specială pe care o aveți cu domnul Negoiță, credeți că ar putea să fie un impediment în relația cu președintele partidului? Da, m-ați pus în dificultate. În primul rând, răspunsul standard știți care este, ar trebui să întrebați pe ei. Dar încerc un răspuns și chiar vreau să vă dau întrebăm cât și se pe poate ei, cu siguranță, de sincer. Că sper ca măcar unul dintre dânsii să fie atât vor de veni.
din punctul meu de vedere, cred că vor veni în perioada următoare și nu au motive să nu participe la un interviu cu dumneavoastră. De fiecare dată am considerat că sunt foarte bune relaționările în politică și ne ajută să avem și o relație personală bună pentru a construi și una de colegialitate. Dar avem totuși și propria personalitate și eu cel puțin pretind să mi se respecte faptul că, deși sunt nou în politică, am un cuvânt de spus, am suficientă experiență și nu neapărat să fiu tratată ca de la egal la egal, dar nici nu pot fi considerată o marionetă sau nu pot să fiu considerată o persoană care poate fi manipulată. Și dacă la un moment dat un prieten de-al meu are o altă opinie politică față de președintele partidului sau față de structura de conducere a acestuia, nu ar fi corect să fiu asimilată cu acel punct de vedere. Și am spus aceste lucruri cât se poate de răspicat. De altfel, eu am o conduită și în viața particulară și în cea profesională. Având și copii și o familie numeroasă, trebuie timp mult la dispoziție pentru a acoperi toate nevoile personale și de familie și de serviciu și de obligații profesionale și atunci nu-mi pierd timpul cu astfel de lucruri. Nu-mi place și nu am un limbaj dublu, nu-mi place și nu am o atitudine splitată pe mai multe paliere. Cum spune românul? Ce-i în gușă și în căpușă? Prefer să simplific toate lucrurile și prefer să sting din fașă orice potențial conflict, tocmai pentru a nu mânca din energia mea și din timpul meu pe care, iată, pot să le dedic într-o seară familiei și nu pentru a continua un conflict care a început în timpul zilei. De aceea, tuturor celor care au avut dubii în ceea ce mă privește, le-am spus de la început că eu nu-mi reneg nici familia, nici prietenii, dar asta nu înseamnă că gândim toți la fel. Și dacă unul dintre noi crede că un drum este mai corect decât celălalt, nu înseamnă că eu îl urmez orbește. Și am demonstrat că nu sunt doar vorbe, ci și fapte, apropo de o relație tensionată care a existat la un anumit moment dat între domnii Dragnea și Negoiță. Eu nu am vrut să intru în acest conflict, m-am recuzat, cum se spune, tocmai pentru că am o relație consider de familie cu Robert Negoiță, i-am botezat copilașul pe Vlăduț și nu pot să neg acest fapt și nici nu mi-e rușine cu el, dimpotrivă. Sunt bucuroasă, sunt mândră că am creștinat un copil. Și de asemenea, relația cu domnul Dragnea este una corectă și cred că i-am demonstrat în toată această perioadă că pot fi un om loial în sensul bun al cuvântului. Aș vrea să mergem un pic pe niște declarații recente ale dumneavoastră. Una dintre ele se leagă de faptul că nu v-ar deranja, ba chiar v-ar plăcea să aveți în echipă un viceprimar ca domnul Nicu Șordan. A fost o declarație pe care unii au comentat-o ca fiind o invitație, alții au către dânsul, alții au văzut-o inclusiv și au comentat-o ca fiind un blat politic. Credeți că dacă ați putea da timp înapoi, ați mai face această declarație și poate o nuanțați exact la ce v-ați referit în vorbind despre, până la urmă, un alt contracandidat cu ceva șanse, spun tot sondajele. Despre blat politic a vorbit chiar în studio la dumneavoastră cineva care se ocupă numai cu blaturile politice și probabil de aceea și vede peste tot blaturi politice, pentru că știe ce face domnia sa. Dar asta nu înseamnă că toată lumea se ocupă cu așa ceva. Eu chiar am făcut o invitație cu multă onestitate și o repet, chiar dacă domnul Nicu Șordan... Deci dacă ați dat timp înapoi, nu ați renunțat la aceasta? Nu retrag și nu nuanțez. Am citit ce a declarat domnul Nicu Șordan imediat după declarația mea, a postat pe Facebook un anunț în care, în mare, citesc din memorie, spunea că îmi mulțumește pentru intenția de a lucra cu domnia sa dacă partidul său intră în Consiliul General și mi-ar plăcea un primar ca, un viceprimar ca Nicu Șordan. Și domnia sa a spus că deocamdată nu se pune problema să intre în astfel de discuții, negocieri nici cu PSD, nici cu PNL. Și mi se pare normal și a fost corect răspunsul său, pentru că atâta vreme cât ești într-o competiție și dacă tu crezi că ai șanse și echipa ta de asemenea crede în reușită și anunți deja din campanie că ești dispus la o adică și să vii viceprimar pentru un primar PSD, îți destabilizezi întregul staff de campanie și de asemenea probabil că îi dezamăgești pe cei care sunt deja hotărâți să te voteze, precum și cei care stau în expectativă.
și urmează să îi convingi, sunt, să spun, 50% convinși, urmează cealaltă jumătate. Răspunsul mi s-a părut foarte corect, dar eu insist pe această propunere și vă spun și de ce. Eu însă vin din societatea civilă, eu sunt foarte nou în politică. De mine nu se pot lega fapte și acțiuni pe care le-au făcut unii politicieni sau și le-au asumat, chiar dacă nu le-au făcut personal, fiind, repet, foarte nou în politică. Iar tot parcursul profesional al domnului Nicușor Dan îmi arată faptul că este un om care este interesat de București. De aproape 10 ani de zile sesizează foarte multe nereguli, poate unele, să spunem, nu au fost confirmate, dar altele cu siguranță au fost confirmate de realitate și cred că este nevoie de astfel de oameni, fie care sunt acum angrenați politic, fie care au venit acum în această campanie din societatea civilă, cum este domnul Dan, care și-a transformat fundația într-un partid. Și mi se pare un lucru absolut firesc să încerci să intri și în structura parlamentară printr-o formațiune politică și de asemenea într-un Consiliu General ca și formațiune politică. Subliniez că oferta mea rămâne deschisă și înțeleg faptul că nu putea să ofere un răspuns în timpul campaniei pentru că demobiliza și stafful și alegătorii. Am stabilit că astăzi, fiind prima noastră întâlnire, să nu vorbim concret de proiecte și de viziunea noastră despre Bucureștiul viitorului. Atunci vă propun însă foarte pe scurt să facem un joc de imaginație și să ne închipuim că astăzi sunteți primarul nou ales al capitalei. Care ar fi primul lucru pe care l-ați face în această calitate? Primul și singurul, ca să nu... Primul lucru este cel pe care îl voi sublinia foarte mult în campania electorală, în perioada următoare, este cel care cred că deranjează pe fiecare bucureștean sau cetățean care trece prin București. Și acest aspect îl cunoașteți cu siguranță și dumneavoastră. Capitala noastră pare că nu mai respiră, pare că este sufocată, atât în ceea ce privește traficul, lipsa parcărilor, dar și aspectul. Și foarte bine că avem o lege, fac o mică paranteză, care interzice reclamele pe clădiri. Bucureștiul are clădiri foarte frumoase, unele dintre ele sunt comparabile cu cele din capitalele europene, dar multe dintre ele sunt mascate de meșuri, de reclame. Acestea ar trebui imediat date jos și nu trebuie jumătate de an sau un an sau un mandat să faci curățenie în capitală. Nu este posibil la universitate să arate atât de urât, atât de chici și clădirile frumoase cu o arhitectură deosebită să fie acoperite de reclame. Acest lucru se poate face în primul minut. În următoarele ore, să spunem, mi se pare absolut normal să chem alături de tine pe toți cei implicați în curățenie. Bucureștiul, din păcate, este foarte murdar, este foarte prăfuit. Avem un grad foarte ridicat de poluare. Curățenia nu cred că se face invocând că nu ai buget și că nu te-a ajutat ministerul nu știu care. Acest lucru ține până la urmă de gospodărie. De aceea, credeți-mă, eu fiind femeie, pot să fac curățenie și după 10 bărbați, că asta fac aproape toată ziua și acasă. Orice femeie este mult mai înclinată să facă curățenie, ceea ce îmi doresc foarte mult să fac în București. Iar proiectul meu de suflet va fi cel de degajarea traficului din București, pentru că el deja ne determină să ne schimbăm stilul de viață. Și nu este normal. Ne determină deja să începem să ne închidem într-o zonă în care avem acces și să renunțăm atât la plăcerile noastre personale de a merge la un teatru, de a merge la un film, de a ne duce copilul poate la o școală sau la o grădință mai bună din cauza traficului. Există câteva soluții care se puteau lua, se puteau aplica imediat și se pot în continuare cu bunăvoință, cu multă bunăvoință, fără să necesite bugete foarte mari, să vii pe urmă în fața presiei să spui nu am avut bani sau nu m-a sprijinit Consiliul General. Vedeți, dumneavoastră, s-a început, dar nu s-au alocat fonduri suficiente în continuare și îmi pare rău că și acum în bugetul care a fost aprobat de către majoritatea PNL nu s-a insistat pe acest obiectiv, de exemplu acele parcări la marginea Bucureștiului care ar fi putut prelua multe din autoturismele celor care vin din zona limitrofă și care și pentru ei ar fi fost un mare avantaj pentru că își lăsau mașina la marginea capitale și de acolo să fi avut, bineînțeles, un transport public civilizat. Pentru că nu poți să-i ceri cuiva să-și lase mașina în zona limitrofă, așteptând două ore în șir,
în condiții improprii, în ploaie, în frig, în vânt, că vine poate peste oră în mijloc de transport în comun. Această variantă fiind opțională, să nu se înțeleagă faptul că Gabi Firea a anunțat că ea, dacă devine primar, toți cei care vin din Ilfov, din Giurgiu, din Ialomița, trebuie să-și lase musai autoturismul la marginea capitalei, la intrarea în capitale. Opțional, pentru cine dorește. Dar așa se întâmplă în marile capitale europene. Dar, repet, această măsură și aceste parcări la graniță sunt însoțite de măsuri de dezvoltare a traficului și a transportului public. Dar este inacceptabil să avem 1000 de autobuze Mercedes, dintre care doar 670 să fie funcționale, pentru că celelalte sunt folosite, și atenție, mi s-a părut incredibil să aflăm această informație, pentru piese. Nu este normal să folosești 300 și ceva de autobuze Mercedes pe care să le descompletezi pentru a folosi piese și să ai un parc auto cât de cât corespunzător necesităților. În primul rând, a fost o strategie total greșită în ceea ce privește organizarea flotei. Și cred că de aici trebuie să pornească regândirea sistemului de transport pe toate coordonatele. Dacă vrei să fluidizezi traficul, trebuie să-i oferi cetățeanului transport public de mare calitate, transport public civilizat, să-i facă plăcere să-și lase mașina în fața scării de bloc și să o folosească doar în weekend, pentru că așa se întâmplă în toată lumea civilizată. În condițiile date, noi nu-i putem obliga pe bucureșteni să renunțe la mașina mică câtă vreme nu-i oferi un transport public de calitate, cu un orar predictibil, foarte bine respectat, și de asemenea cu un traseu clarificat. Deocamdată, din punctul meu de vedere, consider că, cu mici excepții, este un haos. Practic ați criticat, nu indirect, ci chiar direct, una din măsurile luate de fostul primar Sorin Oprescu. Motiv pentru care nu pot să nu vă întreb, reținerea și inculparea lui Sorin Oprescu pentru fapte de corupție este cumva decontabilă în bucătăria PSD-ului, atâta vreme cât, ca origine și ca politician, acesta provine din PSD și cel puțin la una dintre candidaturi a fost susținut de PSD? Autobuzele foarte scumpe și multe s-au luat pe mandatul domnului Videanu. E adevărat. Pe mandatul domnului Oprescu s-a spus că nu mai sunt bani foarte mult pentru întreținere și s-a luat o decizie care ne-a dus în această situație în care să imobilizezi multe autobuze doar pentru a le folosi pentru piese, ceea ce mi se pare o eroare de management. Cât privește de conturile mandatului Oprescu, el, știți foarte bine, a candidat primul mandat ca independent, iar al doilea mandat pe sigla USL și a fost votat deopotrivă și de social-democrat și de liberal. Chiar a fost făcut la un moment dat un studiu câți liberali au votat pe independentul provenit din PSD Oprescu și erau covârșitori. Era un număr foarte mare de liberali care au crezut în proiectul său. De aceea eu mă și feresc să cred că roata poate fi inventată doar de mine și, de asemenea, apa caldă. Nu cred că este un discurs care să-l motiveze pe un român să voteze un om care crede că totuși în 20 de ani nu s-a făcut nimic în orașul său sau în țara sa. Au fost cu siguranță făcute lucruri, dar nu a existat, cel puțin în ceea ce privește Bucureștiul, o coordonare foarte bună a activității primarului general al capitalei cu primarii de sector și cu ministerele. Eu acest lucru mi-l propun și cred că aici datele mele personale mă recomandă mai mult decât pe ceilalți candidați. Simt în mine, cred, și am avut rezultate în acest sens, pentru că am lucrat foarte mult în mediul privat și am făcut aceste lucruri. Nu am fost doar jurnalist, am fost și manager de presă și principala mea activitate a fost aceea de a coordona echipele și cred că am această capacitate de a aduna la aceeași masă și de a pune de acord mai multe personalități, chiar și dificile, mai multe instituții care își exercită acțiunile, din păcate, cu foarte mult orgoliu prin reprezentanții săi. Și cred că o coordonare foarte bună între primarul general al capitalei, Consiliul General, primarii celorlalte sectoare, dar și ministerele implicate, transporturi, economie, mediu, fonduri europene, de asemenea muncă, educație, sănătate, pentru domeniile care țin de aceste foarte, foarte importante nevoi ale cetățenilor, vor da un rezultat foarte bun toate aceste coordonări, pentru că vorbeam acum puțin timp despre necesitatea unor amendamente
fundamentale ca structură, pe legea capitalei. Exact aceste lucruri vreau să le stabilim împreună și mi-aș dori ca parlamentar de la toate partidele politice să fie de acord cu mine că ne-am epuizat timpul și credibilitatea în fața bucureștenilor dacă în continuare vom merge doar pe discurs strict politic și vom dori să rezolvăm probleme strict politice și că ne vom gândi în momentul obținerii mandatului deja la campania viitoare de peste 4 ani. E normal și în această logică este și invitația pentru Nicușor Dan să lucrăm împreună după alegeri pentru ca în urma noastră să rămână ceva. S-au pierdut mult prea multe șanse, s-au pierdut mult prea multe idei și proiecte din orgolii politice și din ideea că de fapt tot ceea ce faci este pentru viitoarea campanie să fii reales. Mi-aș dori foarte mult să am proiecte care au finalizare în primul an și să vin cu un raport după primul an de activitate, după al doilea an, după al treilea an, nu la final de mandat să vin să spun asta v-am promis în campanie, dar nu m-au lăsat următorii și să încep să enumăr vinovații și doar atât am putut să fac. Mă mai alegeți sau nu? Aș vrea să am de cont și voi începe cu mine personal pentru fiecare an, care sunt promisiunile anuale, care sunt rezultatele și cetățenii pot mult mai repede să-și dea seama dacă am fost sau n-am fost eficientă, nu să aștepte 4 ani. Aș vrea să comentăm foarte pe scurt o idee pe care am văzut-o lansată recent de dumneavoastră într-un interviu pe care l-ați dat și care, lansată în spațiu public în urmă cu ceva timp de către Victor Ponta, a născut controverse. Este vorba de ideea aceasta a construirii unei moschei în capitală. Am văzut în interviul de care aminteam că poziția noastră a fost de organizarea unui referendum pentru a consulta până la urmă și cetățenii. De ce n-ați avut această poziție în momentul în care premierul de la vremea respectivă a lansat această idee în spațiu public și poate nu anunțăm exact cum vedeți dumneavoastră până la urmă această finalizarea sau nefinalizarea acestui proiect? În primul rând, nu m-a întrebat nimeni la acel moment. Chiar n-am fost întrebată nici de către jurnaliști, nici de către cetățeni care este opinia mea în legătură cu acest obiectiv. De obicei nu m-am ascuns, mi s-a cerut opinia, am oferit-o pe orice subiect. Eu am făcut această afirmație în contextul în care, așa cum știți și nu mă ascund, eu sunt un creștin ortodox practicant, așa cum este aproape 90% din România. Dar asta nu înseamnă că nu respectăm celelalte confesiuni și asta nu înseamnă că fiecare în parte trebuie să-și găsească și să-și regăsească un loc în această țară unde să se reculeagă. Sunt la curent cu toate temerile românilor cu privire la ceea ce se întâmplă în Europa, cu atentatele care sunt la Bruxelles, la Paris, care au fost. Și toată această teamă a tuturor că islamismul nu aduce doar o diversitate culturală și prieteni pe care ți-i poți face, eu am prieteni musulmani, ci și un pericol lângă tine. Și de asemenea, construirea unei moschei a fost privită în această perioadă ca un potențial pericol pentru o țară care înseamnă acum o oază de stabilitate. Am văzut de asemenea și declarația fostului președinte Traian Băsescu, care spunea că dumnealui nu este de acord cu construcția unei astfel de moschei, gândindu-se de asemenea la refugiați, gândindu-se la studenții musulmani și la un focar permanent de emoție de instabilitate. Nu cred că trebuie să lansăm totuși astfel de stări de panică în rândul bucureștenilor și de fapt pentru români în general. Și de aceea spuneam, haideți să întrebăm pe ei, să nu mai luăm decizii doar după cum credem noi că este bună o declarație politică într-un anumit context sau ne ridică din mulțime. De multe ori declarațiile politice sunt menite să te facă vizibil și să ajungi pe prima pagină sau să ajungi un titlu la un jurnal de televiziune, dar dincolo de faptul că ai avut succes într-o zi, ce a rămas? Și pentru toate proiectele majore, inclusiv pentru acesta, mi se pare important să-și pună bucureștenii punctul de vedere, pentru că ei vor fi cei care, până la urmă, decid soarta orașului în care trăiesc. Mai mult decât atât, nu sunt de acord nici cu celălalt tip de mesaj care vine și spune, eu dacă ajung primar general al capitalei, nu semnez autorizația de construcție.
Pentru că asta înseamnă că tu anunți că dacă ajungi primar general al capitalei, nu respecti legea. În primul rând, există o cronologie a eliberării documentelor. Există de asemenea legislație în vigoare care însoțește cronologia circuitului documentelor. Pun și eu întrebarea și sper nu retoric. În momentul în care încep dezbaterile pe PUZ, da? Planul urbanistic zonal, referitoare și la moschee, și toate documentele sunt întocmite și se eliberează și certificatul de urbanism, primarul nu va respecta legea? Acel primar care va fi? Eu cred că este o greșeală să anunțăm, mai ales acum în care se duce o luptă acerbă a instituțiilor statului cu politicienii pentru ca aceștia să fie voiți sau nevoiți oameni care respectă legea, să anunț că nu respecti legea. Totuși trebuie să ținem cont când facem astfel de declarații de toate aspectele, și cele de politică internațională și de cele de legislație și în primul rând de voința cetățenilor. Cred că știu către cine ar trebui adresată întrebarea de care vorbeați dumneavoastră și vă promit că cel puțin eu la PS News voi încerca să o detaliez. Acum m-ați provocat spunând ceea ce știam foarte mulți dintre noi, că sunteți un creștin ortodox, motiv pentru care aș continua cu o altă întrebare. Este un subiect legat de Catedrala Neamului și de posibilitatea terminării ei cu o finanțare importantă venită și din partea bugetului capitalei. Bucureștenii au fost până acum împărțiți. Unii au spus că poate e bine, alții au spus că cu banii aceia s-ar putea face altceva, motiv pentru care vă întreb viziunea dumneavoastră, inclusiv financiară, legată de acest subiect. Eu susțin finalizarea cât mai rapidă a Catedralei Mântuirii Neamului, în primul rând pentru faptul că din toate documentele pe care le-am citit și din întâlnirile pe care le-am avut cu un alt prelaț, am înțeles că aceasta nu este doar încă o biserică, așa cum se folosește acest clișeu în spațiul public, ci este o clădire de cult multifuncțională în care vor fi spații educative pentru copii, spații de after school, școală de duminică, bibliotecă, posibilitatea de a organiza concerte de muzică clasică, de asemenea posibilitatea de a veni pentru mai multe activități spirituale, confesionale, dar și culturale și educaționale pentru tineri și de asemenea va fi un punct de atracție deosebit al capitalei și al întregii țări. Ne place, nu ne place, până în acest moment, Palatul Parlamentului, care s-a construit acum 30 de ani, cu mari sacrificii și au fost demolate nu doar case, ci și vieți ale oamenilor, a devenit acum principalul punct de atracție al capitalei României, cel puțin pentru turiștii din străinătate. De ce să nu avem o catedrală de asemenea la care să vină turiștii și români și străini, repet, pentru mai multe genuri de activități, nu doar pentru a se ruga, nu doar pentru a reflecta. Eu, din această perspectivă, sunt o militantă a finalizării acestei construcții, așa cum s-a spus până acum, în 2018, și mi-aș dori foarte mult să particip și eu la inaugurarea ei. Ultima întrebare sau ultima parte a interviului nostru de azi, aș vrea să o dedicăm familiei dumneavoastră. Foarte multă lume poate știe, dar totuși cred că ar fi bine să ne spuneți cum arată această familie și știm că aveți 3 copii, să vă trăiască. Doamne ajută! Și aș continua întrebarea ca dumneavoastră după aceea să aveți răspunsul complet. Aveți un proiect personal de a ajunge la primăria capitalei, soțul dumneavoastră are un proiect personal de a reajunge la primăria voluntarului. Dacă ambele proiecte ies, timpul va trebui să vi-l gestionați destul de greu, pentru că o primărie presupune și mult timp. Cum veți împărți practic munca de administrație cu problemele de familie? Vă spun foarte sincer, fără a fi considerată orcaholică, sunt un om care lucrează și a lucrat foarte mult și acum, fără să am un mandat de primar general al capitalei. Îmi iau în serios munca de parlamentar, precum și activitatea politică, iar înainte în presă lucram de dimineața până seara și noastră știți foarte bine că nu există un program normat în jurnalism. Pot să lucrez și în anumite zile din weekend, pot să ai interviuri dimineața la prima oră sau foarte târziu, sau întâlniri pentru documentare. Cum s-ar spune, eu chiar sunt antrenată pentru o activitate intensă. Bineînțeles, avem 5 copii, soțul meu are 2 copii mari, eu unul mare de 20 de ani și împreună 2 copii mici
și încercăm pe cât posibil amândoi să facem un așa fel încât să fim cât mai mult împreună, deși amândoi suntem dedicați profesiei. Cred că nu ne-am descurca foarte bine dacă nu am avea ajutare de nădejde. Mama mea mă ajută foarte mult la creșterea copiilor mici, de asemenea cumnata mea, sora lui Florin, ne ajută extraordinar de mult și acest ajutor al familiei ne permite să ne dedicăm ore multe profesiei. Și de asemenea, cred că ține până la urmă și de înțelegerea dintre parteneri, pentru că dacă nu ar exista iubire, respect și foarte multă înțelegere pentru problemele celuilalt, nu am putea să aniversăm în septembrie 6 ani de la căsătorie. Nu spun că este ușor, dar eu le îndemn pe toate domnișoarele și doamnele care urmăresc acest interviu să nu-și neglijeze studiile și cariera și de asemenea să devină și mame și soții, pentru că un om împlinit, din punctul meu de vedere, este cel care intră cu toată voluptatea, la modul pozitiv, în viață și nu se ferește de greu. E adevărat, varianta cea mai simplă este să alegi o cale ușoară, să alegi o cale în care să-ți conservi timpul pentru tine. Și nimic nu e posibil în viață fără sacrificii, dar mulțumirea și satisfacția deplină este atunci când ai și o împlinire profesională și o împlinire în familie. Și eu le sfătuiesc pe toate tinerile cu care intru în contact și în discuții să aibă parteneri, să încerce să aibă copii, nu neapărat că nu se poate fără copii, așa cum greșit s-a înțeles declarația mea din campania electorală. Am spus că așa sunt eu împlinită și așa mi-am dorit de când eram foarte tânără să fiu și mamă. Este felul meu de a fi. Nu înseamnă că cei care nu gândesc așa nu sunt oameni de bună credință sau nu sunt oameni de apreciat. Dar fiecare vorbește despre el și își asumă aceste lucruri în viață. Și mi-a părut rău că s-a interpretat într-un alt mod acea afirmație a mea. De fapt, nu afirmația mea a fost deranjantă, ci cum a fost ea transmisă mai departe și a fost pur și simplu transformată în ceva odios. Și eu nu mi-am dorit acest lucru. Și cu o sancțiune totuși de pe urma... Cu un avertisment, nu cu o sancțiune, dar repet, eu am spus un lucru și acesta a fost răstălmăcit pentru că eram într-o campanie și atunci orice cuvânt este întors pe toate fețele și folosit împotriva ta. De aceea, de această dată, sunt convinsă că nu voi mai da prilejul unor astfel de interpretări, pentru că voi fi eu însă și apropo că mă întrebați de consultanți, prefer să fiu eu cea care mă știu și măcar dacă greșesc o fac pe mâna mea, nu a consultanților. Vă mulțumesc pentru prezența alături de noi. Mulțumesc, vă dorim foarte succes mult. Și vă așteptăm cu drag la următoarea noastră întâlnire. Promit să revin.